Cu tremurele din Turcia și Siria, dar și cele mai puțin obișnuite din Gorj, i-au făcut pe români să înceapă să-și cumpere kituri de supraviețuire. În România, câteva firme vând kituri pentru supraviețuire în caz de cutremur, mai exact rucsacuri care conțin produse de necesitate în caz de astfel de dezastre. Cumva, de fiecare dată când se întâmplă o situație nefericită, cum au fost cutremurele din Turcia și Siria sau cel din Croația, războiul din Ucraina și mai recent cutremurele de la noi, vânzările de kituri cresc. Factorul declanșator a fost cutremurul din Turcia. Într-o perioadă normală, volumul de comenzi nu e mare, avem doar 10-15 comenzi. Acum, de la cutremurul din Turcia, avem comenzi pentru 80-100 de kituri, a declarat Daniel Timofte, proprietarul unui magazin specializat în comercializarea kiturilor și produselor pentru situații de urgență. Daniel Timofte spune că a început vânzarea acestor rucsacuri de urgență în caz de cutremur în anul 2020. E un proiect pe care l-am început de la o nevoie personală. Ulterior, ne-am dat seama că e complicat pentru cineva să facă un kit compact cu toate cele necesare. Reușesc să adun mare parte din cele necesare din gospodărie, dar problema a apărut la produsele clasice, precum mâncarea și apa. Nu mai era un rucsac, era un troller cu un bax de apă după el și așa am conceput un kit practic, care poate fi luat oriunde, a mai precizat Daniel Timofte. Un kit de cutremur pentru 4 persoane costă 630 de lei, iar unul pentru o singură persoană costă 300 de lei. Deși mai mult de 80% dintre români susțin că știu ce trebuie să facă pentru a se proteja în cazul unui cutremur, doar 28% au un kit pentru prim ajutor pentru cutremur, arată o cercetare sociologică. Relatează Antena 3.ro.